Deci să vezi pe toți copiii, da? Și ca să fie un pic mai bine, o să începem cu rândul 4. 3, 2, 1, da? Avem întrebări pentru fiecare, da? Câte 3 întrebări pentru fiecare. Și după ce răspundeți la întrebare, îmi spuneți un număr de la 1 la 12, da? Și eu vă spun, astăzi câștigat 1, astăzi cum trebuie să fie la 1 la 10? Sau ați câștigat un somn? Somn înseamnă că nu... Da? Prima întrebare, pentru rândul 4. Ana este foarte atentă la voi. Cum se numesc primii doi oameni de pe pământ? Claudia. Zi un număr. De la 1 la 12. 6. 2 puncte. De la 9 puncte, da? Deci, fiți foarte atenți, copii. Da, Claudia. Fiți foarte atenți. 6 să nu mai spuneți, da? Că s-a luat, da? Da. Încercuim. Bun. Următoarea întrebare pentru rândul 3. O întrebare care v-am pus-o și săptămâna trecută. Care era meseria lui Elisei? Să se ducă... Nu. Nu. Ce era el? Nu, lăsați. Elena. Cum? Zară. Da, asta era. Era agricultor. Meseria lui era agricultor, da? Numărul. 10 puncte, maxim. 7 și 6, să nu mai zicem. Bun. Da. Rândul 2. O întrebare foarte grea. Doar cei care... Ridicați până, care mergeți la biserică? Înseamnă că puteți să fiți. În rândul 2. Cum a fost luat Ilie de Dumnezeu? Într-un cap, foc. Dar trebuie să fii foarte atentă să dai răspunsul din prima. Te gândești mai bine decât să dai un răspuns greșit ca a doua rând. Zi un număr. 3. 10 puncte. Pentru rândul 1, fiți foarte atenți. Ce gândești? Cum se numește împăratul care nu a ascultat de Dumnezeu? Zi. Satan. Nu. Ale pentru Florin. Zi, Florin. Îți dau un indiciu. Ilie. Nu era împărat. Ilie era profet. Bun. Dacă nu știți rândul 4, nu răspunde că eu zis Augustin. Eu am ochii așa. Bun. Zi, Georgia. Ierod. Nu. Ahab. Lăsăm pe Timea. Ahab. Așa, lăsăm pe Timea. Zi un număr. 4, 7 puncte. Bravo. Bun, copii, băi, dar somnul nu-mi place astăzi. Acum fie somnul. Stai, acum tot sunteți somnul. 4, da? Cum se numea Petre, atenție, soția lui Ahab? Nu lăsa dar rândul 4. Eu sunt pentru rândul 4. Isabela. Nu, ești cu subitul pentru rândul 4. Lăsăm pe rândul... Atenție! Lăsați până la jos rândul 3. Pentru rândul 3. Cine? Isabela. Ia. Elena. Da. Elena. Da. Zi Elena. Isabela. Un număr. 9. 8 puncte. Ai nu. Ești să mă zic. Să mă zic. Degeaba. Nu știu ce o să fac. Degeaba. Uite, mai sunt două, da? Acum am fost rândul 3, da? Rândul 4 nu știu. Nu, rândul 2. Rândul 3 a răspuns pentru întrebarea de la rândul 4. Atenție, rândul 3. Ce nu a fost, lasă-mi jos, în țară timp de 3 ani și 6 ani? Roberta. Ce rând ești? Apoi, ce rând ești?
Nu răspuns de pe trei. Uite, acum ea e puncă. Ce i-a răspuns de la Ana? Roberta. Roberta, zi un număr. 4 a fost. Da. Cine? Cinci. A scăpat un zon. Următoarea întrebare pentru rândul 2. Fiți foarte atenți. La ce se uita Ahab din terasa lui și o dorea foarte? Lorena. Zi. La o vie. Bravo. Doi. Zob! Nu mai sunt două. Hai că acum nouă. Acum voi, fiți foarte atenți. Ce a făcut Isabela, proprietarul vie? Ce a făcut? Domnul ăla care avea vie, ce a făcut? Domnul? Rândul 1? Da. Zi, Florin. Florin, pentru că o ținut la sus, da? Zi, Florin, zi, numai. Mai este 1, 11, 10 și 12. Și eu. Și eu. După la 12. 11 zonc. Nu, nu înțeleg zonc. Acum vedeți cum? Câte mai am? Mai am 3 întrebări. Acum trecem la zoncul ăsta, la care am un zonc a fost, da? Poate, uite, vă dau ocazia să mai câștigați 10 puncte. De la rândul 4, da? Cum a murit Ahab? Rândul 4. Zi, Darius. A murit viu. A murit viu, cum se mă rândi. A murit mor. Cum? Rândul 4. Unde era? Și ce s-a întâmplat, Danuț? Într-o căruță. Și ce s-a căzut așa? De unde? La? Fiche. Nu. O săgeată la întâmplare, a venit așa de undeva. Oh. Tu ai dreptul să alegi pe cineva de acolo, din rândul 4 să-i... Am trecut Ahab. O trecură la Ahab. Ahab are 10 puncte. S-a trecut din rândul 4? Da. Dar să alegi pe unul de acolo care să ia... Care știe răspunsul? Acum știe tot. Nu, uite, lasă tot pe el. Zi, Darius. Zi. Cum a murit Ahab? Ai auzit răspunsul pe care am luat. Din întâmplare. De-ai fost atât că eu te-ai spus. Zi, Mădălina, număr. De la 1 la 10. De la 1 la 10, zice 12. 10? 10 puncte. Și ultima, adică nu, ultima întrebare. Pentru rândul 3. 2. Nu, pentru rândul 3. Atenție! Rândul 3. Cum a murit Isabela? Ea a căzut de la urmă, așa marși. A căzut să ne-au plăcut. Foarte bine. Zi un număr. De la 1 la 10. 1. 10 puncte. Le împartă cu Roberta pentru că ea pus un pic. Și ultima întrebare. Pentru rândul 2. Și am una și pentru voi, da? Dacă te spun. Pentru rândul 2. Asta e cu da sau nu? Da. E bine să ne facem dreptate singuri. Da. Lorena. Și mă? Nu. Cine trebuie să facă dreptate în locul nostru? Eu am dat și eu. Eu nu mă. De la 1 la 10, doar 1 și 10 e tras. Și de la 2 la 9. Da, doi la mine. Nu. Nu, zonc. Ceate zoncuri? Pasi noi! Și ultima întrebare pentru voi. 5-9. Cum se numește... Cum numește Dumnezeu în Biblie neascultare? Florin. Dar ne-am ascuns. Marius. Nu vrea să fie cu el. Nu, neascultare. Cum o numește Dumnezeu? Neascultare egal? Păcat. Păcat. Deci fieți atenți, un răspuns rândul 2, dar acum o să fie, el o să zică un număr și se împarte în două. Da, Bobi și eu am răspuns prima. Deci, dacă-i zonc, dacă-i zonc, îl împărțiți în două. Eu am răspuns 12. Bă, n-am 12.
la 10. De la 8 la 10. De la 2 cu 9. 8. 10 puncte. De la 5 la Florin și 5 la Bobby. Acum vreau să fiți foarte atenți pentru că nu am niște puncte acum. La fiecare răspuns corect primește fiecare 20 de puncte. Am aici un cuvânt. Dar literele sunt puse întortocheate. Vă las 5 minute sau poate și mai puțin. Mai puțin, e mult 5 minute. Nu, da. Hai. Un minut ca să vă gândiți. O lăsăm pe ea. Drept. Bravo! Da! Hai da. Că drept. Acum, un alt cuvânt, să se vedem, 1, 2, da? 2... Ridici mâna sus. Știu eu! Ieri! Ieri! Mare, cum te cheamă? Diana. Diana, 20 de puncte. Mare, am re mare, întorci, da? Și acum al treilea e mult, 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 mult mai greu. Dreptate. Drept. Hai, trei, o. Asta-i. Vorbește tot de Dumnezeu, da? Dacă ai ridicat, fiare, facem un pic mai complicat. Dacă te-ai răspunsul greșit, ai minus 10 puncte. Nu, nu. Poți să Bravo. Ce știai? Că ai văzut doi de râde. Știi și tu că e răzător? Da. Vă vezi și lui 20. Cui? Da, da. Uite, doamne! Acum unul cel mai greu și acesta este de 30 de puncte. Yes! Dacă le spus greșit, ai minus 30 de puncte. Vorbește despre Dumnezeu. Zi. Corite! No. Corite, scade minus 30 de puncte. Și așa n-am. Gândiți-vă bine. Deci este despre un atribut al lui Dumnezeu, un caracter al lui Dumnezeu. Noi nu putem să-l avem pe ăsta. Auto puternic. Nu. Hai zi o dată. Atot puternic. Bravo. Atot puternic, vedeți? Păi și cum? Cum ai să pune? Păi cum i-a spus și? Atot puternic. Și mai avem un cuvânt, dar ăsta o să fie un pic din lecție. Da. După ce... asta fac eu un cuvânt în tot ochi, asta sunt 1000 de puncte. Fiți foarte atenți. Pentru ăsta răspunde doar cine crede că știe bine. Dar fii atent. Dacă nu știți, nu mai e care a spus. Dacă nu știți, pierdeți toate punctele dacă răspundeți. Îl arăt, da? Știu eu! Dragoste! Mai avem o singură lecție din cartea aceasta? Ce-l-o nu?